Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Continuăm să vorbim despre nevoia soluționării conflictului transnistrean și în ce măsură astăzi e cu putință să se insiste mai mult ca să se ajungă la propunerea unui stat de reglementare a problemei transnistrene, pentru că atât la summitul Comunității Politice Europene, care a fost găzduit de Republica Moldova, subiectul ăsta a fost discutat. Domnul vicepremier pentru reintegrare, Oleg Serebrean, întreprinde mai multe vizite Polonia, Germania, Italia și în alte capitale, unde subiectul acesta este și rămâne în actualitate și este discutat, mai ales că mai sunt 7 ani și dacă e să credem autorităților că Moldova ar putea să ajungă să fie țară membră a Uniunii Europene, deseori se insistă pe un răspuns clar. Moldova nu e cu sau fără regiunea transnistreană. Domnule vicepremier Oleg Serebrean, mulțumim mult că ați găsit timp să dați curs invitației noastre și să reveniți la Vocea Basarabiei. Pentru invitație. Sunteți proaspăt revenit din Germania. Acolo ați făcut ultima vizită la Berlin, unde sub egida Societății Germane de Politică Externă a avut loc o masă rotundă privind reglementarea conflictului transnistrean, eveniment la care au participat mai mulți demnitari, dar și reprezentanții ai societății civile din mai multe țări. V-ați văzut și ați discutat cu colegii dumneavoastră de la Ministerul Afacerilor Externe Federal și Cancelaria Federală pe marginea evoluțiilor recente și așteptate din dosarul transnistrean, să vedem în ce măsură astăzi putem vorbi că ar fi cu putință mai repede să fie rezolvat acest conflict. Bine, important este să fim pe calea cea bună. Viteza, sigur că e un lucru important în astfel de situații, dar e important și să nu comitem erori în proces. Erori de ce gen? Erori diferite, politice inclusiv, de gestionare. Ori procesul de reintegrare este întotdeauna, chiar și atunci când este vorba de state care s-au integrat, reintegrat, s-a văzut că durează și după oficierea procesului propriu-zis de reintegrare juridică și politică, procesul de acomodare a societății, un proces de reintegrare economică. În cazul... exemplu cel mai convingător este exemplul reunificării Germaniei. Și da și nu, pentru că în cazul Germaniei totuși nu existau foarte multe probleme care există în cazul nostru. Cele două state erau două state care erau internațional recunoscute. Bună oară, reintegrarea sau integrarea mai exact celor două sisteme bancare din Germania de Est, Germania de Vest nu punea problemele care se pun în fața noastră. Acolo era vorba de un sistem bancar recunoscut internațional. Ori în cazul regiunii transnistrene, aceste bănci sunt virtuale, ele nu există din punct de vedere legal ceea ce funcționează dincolo. Nu era problema legalității privatizării, ca în cazul nostru. Deci, inclusiv cu Ciurganu, care inclusiv, nici până astăzi nu orice, se dă orice. De... Deci e un dosar care... bine, poate mai puțin analizat, mai puțin văzut, dar care este unul important și care trebuie cel puțin în câteva etape să aibă, să vedem cum procedăm cu procesul. Pentru că aceste privatizări respectiv din stânga Nistrului au fost făcute în afara legislației naționale. Pentru că aceste privatizări s-au făcut în afara legislației naționale, pentru că trebuie să diferențiem câteva tipuri de proprietăți, nu toate proprietățile pot fi puse la oaltă, adică nu pot fi comparate întreprinderile mari sau, mă rog, ceea ce exista în perioada sovietică și a fost privatizat ilegal din perspectiva dreptului Republicii Moldova, sistemului de drept de la noi. Locuințele oamenilor care, mă rog, au fost privatizate, dar totuși nu compari o întreprindere cu un apartament la Tiraspol sau la Râbnița, dar este totuși o privatizare
care necesită a fi oricum legalizată, sau terenurile, da, iarăși pun un alt tip de problemă. Aduse în albia legală. Deci și aici trebuie să fie perspective, abordări diferite, sigur că în cazul de față. Pe urmă, întreprinderile care s-au creat după 1991, doar toate întreprinderile care funcționează sunt după 1991, până la 91, sunt și multe după. Deci este stratificat și firește că avem nevoie de o analiză atentă și să vedem cum procedăm în diverse situații. Și pe dimensiunea economică bănuiesc că dacă se ia în calcul că privatizările s-au făcut și cu consimțământul sau cu aportul unor investitori din Federația Rusă, aici, ca să aduci în albia legalității, probabil e și mai mare gemul de probleme, pentru că urmează să fie rezolvat acest litigiu între două state. Este un dosar care, fără îndoială, va avea multe sute de pagini în momentul în care îl vom aborda. Problema lustrației. Firește că problema demilitarizării, și când zicem problema demilitarizării, ne referim și la miile de oameni care sunt implicați în structurile de forță, care trebuie să vedem ce facem cu acești oameni. Ei rămân acolo. Adică da? Se disponibilizează dintr-un disponibilizează, sistem, dar ce fac mai departe? Ce fac mai departe? Un sistem care pare a fi mult mai simplu de integrat, cel al învățământului, și care totuși nu este chiar atât de simplu. Trebuie de să treci toate manualele, ce faci cu recunoașterea. Cineva este în clasa a 10-a, da? Deci îl trecem în clasa 11-a după sistemul de învățământ din Republica Moldova sau cel rusesc? Continuă mai departe să meargă după sistemul vechi până absolvește, de la ce clasă începem acest lucru. Deci, hai să zicem că în cazul de fapt, problema standardelor, noi mergem pe standarde diferite. Da. Iarăși, bun, aici să zicem că este mult mai ușor decât în sistemul bancar sau cel la privatizării sau procesul de demilitarizare. Dar toate aceste nuanțe trebuie consultate, trebuie analizate, verificate și verificate inclusiv din perspectiva compatibilității lor cu procesul de integrare europeană. Pentru că noi avem a face o reformă intensă în țară și este important ca această reformă să fie cumva racordată cu ceea ce se întâmplă dincolo. Să nu mergem după, să zic, de două ori pe același drum. Dar eu vreau un pic să revin la sistemul bancar și cât de ușor va fi să fie unificată acest sistem, pentru că, pe de o parte, parcă ar bucura situația că 70% din exporturile din stânga Nistrului se fac pe piața Uniunii Europene și de acolo e clar că valuta sau moneda europeană e cea care rezolvă repede, să zic așa, dacă e posibil să credem, situația bancară. Dar acolo există afaceri cu criptovalută, cu o sumedenie de... Bine, sunt multe afaceri care nu intră în câmpul legal și firește că nu este multă... Anume, asta strânește foarte multă opoziție față de ideea de reintegrare. O reintegrare duce foarte multe activități în câmpul legal, le descoperă. Asta este foarte clar și mai ales că Republica Moldova, devenind stat candidat pentru aderare, va avea alte cerințe, alte rigori și foarte multe dintre activitățile care erau pe stânga, dar să fim sinceri, și pe dreapta Nistrului, absolut, nu vor mai putea fi, adică vor fi scoase la lumină. Da, acum stau și mă gândesc, dacă Bruxelles dă undă verde și începe negocierile cu Republica Moldova pe toate cele 35 de domenii, atunci armonizarea legislației, ea e foarte importantă, va fi doar cea care funcționează pe malul drept al Nistrului. Bineînțeles. Vedeți, uneori se compară cazul Republicii Moldova cu cazul cipriot. Deci, nicio comparație. Chiar Josep Borrell a amintit. Da, dar nicio comparație. Da, el a amintit în contextul în care un stat a devenit membru al Uniunii Europene și nu doar Josep Borrell, în cazul cipriot a fost amintit cu mult înainte de asta. Vedeți, nici acest caz nu este perfect simetric cu cel din Republica Moldova. Întotdeauna comparațiile au și anumite handicapuri. În cazul Ciprului, situația pot spune că era mai complicată decât în cazul Republicii Moldova. Pe alocuri era mai complicată, pentru că Ciprul nu controlează 42% din teritoriul național. Uh-huh. Și Republica Moldova? 11%.
11%. Nu controlează. Deci, raportat la teritoriu, de fapt, Republica Moldova nu controlează un spațiu mult mai mic. Quasi majoritatea teritoriului Republicii Moldova și a populației Republicii Moldova, deci pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova locuiesc 85% din locuitorii în hotarele internaționale recunoscute și avem control efectiv asupra 89% din teritoriu. În cazul Ciprului este controlul efectiv asupra 58% și un teritoriu pe care locuiesc 65% din cetățeni. Plus, se adaugă problema celor care au venit în așa zisa Republică Turcă a Ciprului de Nord la sfârșitul anilor 70, anilor 80 din Anatolia, care s-au instalat, îi tratează ca cetățeni, îi tratează ceea ce noi nu avem în cazul dat. În cazul Ciprului s-a produs o epurare etnică și problema proprietăților se pune dintr-o altă perspectivă. În cazul nostru, epurarea etnică n-a fost, deși au fost foarte multe persoane intern strămutate, dar nu avem complexitatea, să spun, a peisajului de acolo. Singurul factor care, cumva, facilitator în cazul Ciprului pe care noi nu-l avem este că și Grecia și Ciprul, deși ele nu sunt direct vizate, sunt state membre NATO, dar nu sunt state membre ale Uniunii Europene, oricum. Dar au umbrelă de securitate. Dar asta nu a facilitat problema propriu-zisă pe teritoriul cipriot. Adică sunt complexitatea problemelor de acolo este totuși una foarte mare. Bine. Și deseori incomparabilă cu a noastră. Dar dacă facem o comparație și ne gândim că și Ucraina și Republica Moldova au șanse să devină țări membre ale Uniunii Europene, atunci ce se întâmplă cu această regiune? Sigur că da. Regiunea este atât de mică. Mică, totuși, dar problemele sunt mari. În momentul în care se va instaura pacea în regiune și Ucraina va fi stat, nu doar stat candidat, ci și Republica Moldova și Ucraina, va da Dumnezeu și vor accede, vor deveni membre ale Uniunii Europene, problema se va soluționa în mare parte de la sine, pentru că Transnistria nu va putea exista ca insulă. Până la urmă ne uităm chiar și microstate care aveau o stabilitate economică incomparabil mai mare decât a Transnistriei, cum e Principatul Andorii. A trebuit să, fiind o enclavă în Uniunea Europeană, între Franța și Spania, să semneze un acord cu Uniunea Europeană pentru a-și reglementa cumva relațiile. Ea, tehnic, este parte a Uniunii Europene, nefiind parte a Uniunii Europene, de fapt. Situații diferite. Dar, bine, Andorra e un stat recunoscut internațional și regiunea transnistreană nu este absolut un stat recunoscut. Iată, la asta am vrut să ajungem și să facem precizarea. La acest summit al Comunității Politice Europene a fost prezent și președintele ucrainean Zelenski. El s-a referit la problema transnistreană. Liderul de la Kiev a declarat că, citez, conflictul înghețat din Republica Moldova se va încheia odată cu războiul din Ucraina. El a mai optat pentru o soluționare pașnică a conflictului și retragerea trupelor rusești de pe teritoriul din stânga Nistrului, dar a menționat că actualul format de negocieri 5+2 nu mai este unul eficient. Despre nefuncționalitatea acestui format vorbesc cu regularitate și autoritățile Republicii Moldova, dar iată, vedeți, formatul e ineficient din 2019, pentru că de atunci nu s-au mai reușit. El nu a fost un exemplu de eficiență nici până în 2019, trebuie să spunem, că mari avansări pe calea reintegrării după 2016-17 n-au mai fost. Deci el a intrat într-un blocaj mult mai repede de 2019. Și el, dacă e intrat în blocaj, ce urmează? Republica Moldova să spună că trebuie reformatat, că trebuie schimbat ceva în acest mecanism? Sau cum vedeți dumneavoastră? Conflictul, formatele de negocieri în regiunea transnistreană pentru reglementarea transnistreană se află în același tip de blocaj tehnic ca și majoritatea, sau ca toate, nu ca majoritatea, formatele de negociere ale conflictelor înghețate din zona Mării Negre în momentul de față. Toate sunt. Eu pot să spun încă că în cazul conflictului transnistrean, cel puțin, formatul 1+1 încă mai funcționează.
5 plus 2, marele handicap al acestui format și de ce nu poate funcționa este logic, este explicat, atâta timp cât are loc agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Este greu de imaginat că cele două țări pot sta la masa negocierilor și este greu de imaginat că ele vor discuta despre Transnistria. Crește că va deraia discuția, va avea un alt conținut. Dar e adevărat că regiunea transnistreană, ca și toate conflictele din zona Mării Negre, sunt foarte legate de ceea ce se întâmplă în Ucraina și președintele Zelenski are perfectă dreptate că de evoluția războiului din Ucraina depinde foarte mult, dacă nu în totalitate, în cea mai mare parte, viitorul nu doar al conflictului transnistrean, aici dosarul transnistrean este poate cel mai legat de ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar și a altor conflicte din zonă, cele din Caucazul de Sud. Domnule vicepremier, da, să admitem că este exclusă Federația Rusă din formatul de negocieri și poziția Kremlinului nu va mai conta în niciun fel? Noi vorbim despre situații ipotetice, pentru că în momentul de față, atâta timp cât au loc acțiunile militare, formatul este înghețat. Ce se va întâmpla în cazul în care Rusia va negocia cu Ucraina? Dar în timpul negocierilor, dacă se ajunge la negocierile dintre Federația Rusă și Ucraina, cel mai probabil... Nu chiar între primele puncte, normalizarea. Noi am spus foarte clar că normalizarea relațiilor, normalizarea, începerea unor discuții sau o restabilire a dialogului între Kiev și Moscova este condiția sine qua non pentru deblocarea procesului de negocieri în acest format sau cu participarea inclusiv a Moscovei. Până atunci așa ceva nu poate fi luat în calcul. Da. Cât de principială rămâne a fi problema retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului și a munițiilor? Este foarte principială, deși asta nu este dosarul, să spun așa, de care răspund eu în calitate de vicepremier pentru reintegrare și nici nu este parte a procesului de negocieri 5 plus 2. Poate că ar trebui gândit un format de negocieri și pentru problema demilitarizării, pentru separat. Că multă lume consideră că pe problema demilitarizării, retragerii trupelor este tot formatul 5 plus 2. Formatul 5 plus 2 indirect poate fi vizat în astfel de situații. De fapt, e vorba de Ministerul de Externe, mai curând, pe linie bilaterală. Deci este Rusia, Republica Moldova pe linie bilaterală. Și este iarăși o negociere înghețată, pentru că în momentul de față discuții în această direcție nu sunt purtate și nu pot fi purtate. Aici, de fapt, ce ar însemna problema trupelor ruse? În mare parte este vorba de drapele, pentru că noi știm foarte bine că după ce rotația nu mai este posibilă din 2015, o mare parte din militari, din recruți, din tinerii recruți sunt de pe loc. Deci, de fapt, nu se vor retrage. Sigur. Dar de 8 ani de zile nu a mai venit nimeni. Nu. Nu a mai fost înlocuit niciun militar. Din câte cunosc, nu. Deci recruții sunt luați de pe loc. Firește că e vorba de ofițerii superiori sau alții care vor trebui să plece în aceste circunstanțe. Deci, tehnic vorbind, problema respectivă, care, repet, nu este dosarul meu încă o dată, dependența este o interdependență. Nu ăsta este cel mai cum să zic, complicat, complex moment, este problema munițiilor, stocurilor de muniții de la Kolbasna, care nici nu știm câte sunt, nici în ce stare sunt și nici cum ar trebui să ne comportăm cu ele. Deci estimarea că ar fi vreo 20 ceva de mii de tone? Poate, dar asta este o estimare, este... Pentru că nimeni nu are acces la acel depozit. Pentru că ultima dată acolo a fost o vizită a unor ambasadori acreditați la OSCE în 2006 și eu sunt fost ambasador. Vreau să vă spun că eu, dacă aș fi văzut acele muniții, cred că tot nu înțelegeam mare lucru din ele. Ori expertizarea lor, câte sunt, în ce stare sunt, asta durează luni. Asta trebuie să deschizi fiecare lot, trebuie să-l vezi, trebuie să-l verifici. Asta durează poate nu luni, poate ani. Dar este clar de ce nu se permite accesul la acest depozit de muniții? Nu este foarte clar. Bun. Raționamentele nu... Există secrete militare, există clauze care...
spun că nu acolo am, doar Rusia trebuie să știe. Să vă dau acum explicațiile are... care sunt ale lor, din ce motive nu permit aceste inspectări, care s-au cerut de mai multe ori, dar cert este că acest armament nu este transportabil în cea mai mare parte și că trebuie să ne gândim cum să distrugem o cantitate foarte mare de muniții fără a pune în pericol și viețile oamenilor și mediul ambient. Deci astea sunt, e vorba de o tehnică foarte specială care să permită lichidarea acestor stocuri de armament. E, de fapt, o cantitate industrială. Ce e clar pe moment, că până la terminarea războiului e puțin probabil ca să se găsească un început de soluționare politică a acestei probleme. Soluționarea politică, greu să spun, pentru că fiecare lună aduce situații diferite și ne pomenim în situații diferite. E un peisaj foarte, foarte volatil, foarte schimbător în jurul regiunii transnistrene, în jurul nostru. Deci, cei care vin neatent cu pronosticuri, se va rezolva sau nu se va rezolva, sau în atâția ani, e complicat de spus totuși, adică nu m-aș aventura să dau acum date exacte. Sigur că soluționarea politică în cazul nostru va veni după soluționarea altor subiecte mai curând. Eu cred că primele vor merge și merg deja procese cum ar fi integrarea economică și integrarea societală. Și eu cred că aceste procese trebuie favorizate. Ori integrarea economică și societală, de fapt, neașteptat, în decurs de un an de zile, s-au mișcat destul de repede. Și? Cu înregistrarea întreprinderilor, cu ancorarea lor mai mult în spațiul legal moldovenesc, cu orientarea lor spre piața și moldovenească și vest-europeană. Dacă punem Ucraina, Republica Moldova și Uniunea Europeană, cred că peste 80%, ce peste 80%, aproape 90%, cred că din dacă scoatem din calcul gazul, desigur, agenții energetici, este cu Republica Moldova, comerțul este cu Republica Moldova, cu Ucraina, cu Uniunea Europeană. L-am avut invitat în această săptămână aici la Vocea Basarabiei pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șefcenco, și el zicea că mai devreme sau mai târziu, oricum, și partea stângă a Nistrului va trebui să plătească pentru consumul de gaze. Pentru că dacă se stabilizează cât de cât situația, Ucraina exportă energie și Republica Moldova a importat cantități lucrurile mari se vor schimba din foarte mult Ucraina, în sens, și atunci în sensul ar putea dat să nu mai fie, cum să zic, atât de să aibă să țină piept centrala de la Ciurgan dacă se diversifică piețele de import a energiei electrice. Vă spuneam că peisajul se schimbă foarte, foarte repede și orice analiză, chiar pe termen mediu, deseori este invalidată de evenimente. Ca să vă dau un exemplu, cine ar fi crezut acum un an, deci era războiul deja întoi în Ucraina, că Republica Moldova își poate permite să se dezică de gazul natural din Federația Rusă. Ori amintiți-vă că acum 2 ani asta era în general imaginabil, era de neconceput pentru că a fost mulți. O dependență totală. Pentru că a fost o dependență totală și pentru că era o stare de comoditate, nu doar la noi, trebuie să spunem că și în Europa de Vest în mare parte era această comoditate. Ei, am văzut acum că se poate. Sigur că efortul a fost mare, efortul financiar inclusiv și efortul societății pe care a trebuit să-l suportăm și economia și societatea. Acum, după construcția, darea în exploatare a rețelei electrice de înaltă tensiune care va veni dinspre România și va permite importul de electricitate din Uniunea Europeană direct, evitând nodul de la Cuciurgan, ferește că situația se va schimba. Liniile de curent electric toate trec teritoriul regiunii din stânga Nistrului. Din România inclusiv, trec prin regiunea Odessa. Din România. Fosta regiune Ismail, între taie raionul Ștefan Vodă Căușeni și ajung la Cuciurgan, de unde se redistribuie
are loc și, și balanțarea sistemului. Deci, până la urmă, dosarul energetic are și el o influență asupra reglementării transnistriei. Are și dosarul bancar și dosarul energetic, toate au și, și dosarul, dacă vreți, al forței de muncă inclusiv, pentru că în ultimul an am observat un fenomen pe care anterior nu-l observam, foarte multă lume din stânga Nistrului locuiește acolo și lucrează aici, inclusiv la, la Chișinău. Dacă vă uitați de interes, câți șoferi de taxi sunt veniți din Bender sau din Tiraspol sau din Dubăsari, de asemenea, foarte mulți, sau în servicii, inclusiv în spitale. Sau în... Deci are loc un contact societal mult mai puternic, probabil, decât îl aveam, anterior, acum 3, acum 4 ani. Și din punct de vedere economic, de asemenea. Eu cred că asta este îmbucurător. Dumneavoastră ziceți că pe dimensiune economică se înregistrează anumite succese, se fac pași concreți ca cele două maluri ale Nistrului să se reintegreze cât mai curând posibil. Dar mai sunt și foarte multe alte aspecte care trebuie abordate în relația Chișinău-Tiraspol. Apropo, cum e să discutați cu negociatorul șef de la Tiraspol? E ușor? N-a fost niciodată ușor pentru nimeni. Procesul de negociere a fost întotdeauna destul de complicat, pe alocuri tensionat, poate prea mult spus. Cu faze mai neplăcute, dar da. Bine, deși în ultimile două luni contacte propriu zise, inclusiv grupurile de lucru, nu s-au reunit. Tiraspolul a respins propunerile noastre de a ne întruni câteva grupuri de lucru care urmau să fie convocate, inclusiv grupul de lucru pe mediu, care e unul foarte important și unde sunt teme de discutat destul de acute pentru ambele maluri ale Nistrului. Vom vedea ce ni se va răspunde la propunerea noastră de a organiza un 1+1 pe 19 sau pe 20 iunie. Iunie. Da, când ziceți problemele de mediu, ele se referă la cum e protejat râul Nistru, cum e poluat, vorba de cum e protejat aerul de pe urma activității. Este vorba de poluarea de în zona Râbnița, desigur, asta este și problema licențelor, de asemenea, este una din subiecte, unul din subiecte. Problema resurselor acvatice, utilizării resurselor acvatice ale râului Nistru, de asemenea, vedem că este un an la fel de secetos, cel puțin ca și cel anterior. Deja al treilea an consecutiv. E o problemă a apelor freatice. Utilizarea inegală a apelor râului Nistru, mai ales pentru irigare, pune foarte mari probleme pe cursul inferior al râului. Și asta este și un instrument, dacă vreți, de propagandă anti-ucraineană, am observat în unele raioane din partea de sud a Nistrului, pentru că lumea rămâne cu impresia, cel puțin în multe sate în care am fost, că Nistrul seacă sau că nivelul apei în râul, pe cursul inferior al Nistrului este scăzut din cauza că ucrainienii au construit un baraj la Novodniestrovsk. Și nimeni nu-și pune întrebarea că, de fapt, cea mai mare problemă pentru cursul inferior al Nistrului este acum barajul de la Dubăsari, pentru că, de fapt, ucrainienii eliberează cantitatea de apă necesară pentru menținerea unui echilibru al cursului mijlociu, de mijloc al râului. Deci, uneori, Nistru, spiritele se înfierbântă nemotivat. Uneori se înfierbântă nemotivat și uneori și deliberat. Și deliberat. Eu cred că da, aici este un pic de, cum să zic, ațățare a sentimentelor de... Deci, după mediu, situația fermierilor care aveau terenuri în... Bine, cu situația fermierilor, noi reușim să deblocăm din aproape în aproape, adică din 3 luni în 3 luni, întotdeauna. Sigur că este jenantă, dar deja ne-am obișnuit cu acest... Fermierii încep deja să aibă întrebări, pentru că se apropie terminul de 30 iunie, exact. Ce se va întâmpla după 1 iulie, le dăm asigurări ca și întotdeauna că vom reuși să deblocăm. Sigur, să mai negociați pentru o perioadă de 3 luni? Va fi pus acest subiect, fără îndoială că la următoarea reuniune 1+1 și sunt convins că vom reuși. Dar nu e o problemă artificială, domnule Serebrean? Problema fermierilor este legată de Tiraspol, de problema dosarelor deschise
deschise unor responsabili din stânga Nistrului. Noi nu avem capacitatea să stingem, să zic așa, aceste dosare, pentru că nu putem interveni în judiciar și nimeni nu-și va lua un astfel de angajament. Deci, legarea proceselor respective... Dar e o condiționalitate parcă absurdă. De ce? Pentru că fermierii își îngrijesc terenurile și de altă parte Tiraspolul să spună că celor de la dosarele sunt în joc și nu... Conform celor de la Tiraspol, Chișinăul și-ar fi asumat anterior un astfel de angajament de condiționalitate. Deci el este deci stipulat undeva. Ar fi undeva anterior acceptat un astfel de schimb. Atunci, care mi se pare imposibil. Imposibil, dar dacă este, partea teraspoleană are, cum să zic, acest as în mânică și ar putea să șantajeze Chișinău. Există codul penal și există o lege care nu pot fi trecute cu vedere. Mai rar vorbim despre drepturile omului din cât de mult sunt respectate sau încălcate. Iar ieri am vorbit despre drepturile omului și a fost o mare conferință organizată de Promolex cu un auditoriu foarte mare și au fost și jurnaliști și reprezentanți ai societății civile și din Ucraina și din Republica Moldova și din Georgia cu sprijinul Fundației Soros Moldova și National Endowment for Democracy. Deci situația din regiunea transnistreană în ultimii 20 de ani a fost foarte complicată. Noile circumstanțe în care se află Moldova ne permit să sperăm că această problemă într-un final va fi rezolvată pașnic, iar din punct de vedere pașnic înseamnă implicarea cetățenilor și locuitorilor din stânga Nistrului în aceste procese. Fără informarea, implicarea plenară acestor oameni va fi foarte complicat, dificil de rezolvat. Haideți să vedem care sunt aceste drepturi care se încalcă cel mai mult și care... pot fi considerat că primul, grav. N-aș spune că n-aș zice că sunt drepturi mai importante și drepturi mai puțin importante. Libera circulație este primul drept capital care se încalcă și aici e o încălcare inclusiv a acordului din 1992 de încetare a focului. Dar libera circulație, că nu li se permite sau sunt persoane non-grate care nu pot să ajungă în stânga Nistrului? Libera sau... circulație înseamnă că dumneavoastră când vreți să mergeți spre Tiraspol sau spre Bender, inclusiv sunteți oprită, verificată, există aceste posturi care sunt ilegale. Deci noi, inclusiv în februarie, am cerut eliminarea și am spus că și noi scoatem orice obstacole. Obstacole din partea noastră sunt doar posturile vamale minuscule. În cazul în care Tiraspolul merge în întâmpinare, de fapt respectând, și aici este chiar un acord. De ce se împotrivește Tiraspolul să fie eliminate aceste posturi? Ei invoc măsuri de securitate, care mi se par absolut false. Absolut falsă. Republica Moldova... Adică ar fi riscuri la adresa securității de pe malul stânga al Nistrului? Bine, părerea mea este că Tiraspolul ține foarte mult la așa zisele însemne de statalitate pe care le are și din perspectiva lor, existența acestor așa zise grăniceri, așa zise posturi vamale, confirmă cumva existența unui stat. Deci dacă se elimină aceste posturi, dispare statalitatea lor? Ca și cum, este ciuntită din ceva din statalitatea absurd lor, deși eu dau lucru. Exemplul absolut absurd, pentru că avem atâtea state în Uniunea Europeană care nu au între ele posturi vamale, poliție de frontieră și așa mai departe. Eu cred că anume crearea unui spațiu comun, inclusiv va merge mai departe pe spațiul vamal comun și spațiul bancar comun, sunt pozițiile pe care putem avansa cel mai bine și pe care Uniunea Europeană ne poate ajuta. Reglementarea, cum să spun, în domeniul economic întâi de toate, va fi pasul fundamental care va duce spre reglementarea politică. Da, când ziceți că aportul, sprijinul UE este foarte important. Este important în sens tehnic, în sens de expertiză. Aici avem foarte mult nevoie de expertiză, inclusiv avem foarte mult nevoie de anumite calcule de impact și așa mai departe. Chiar dacă, să zicem, încorporarea regiunii transnistrene, economiei transnistrene plenare în economia Republicii Moldova nu va produce, conform experților, perturbații foarte mari. Da?
Pentru că majoritatea întreprinderilor sunt înregistrate. Nu din cauza asta, pentru că exportul... la produs intern brut, deși a judeca după produsul intern brut a regiunii Transnistrene este foarte greu, trebuie să judecăm după datele publicate de ei, estimativ ar fi cam 22% din produsul intern brut al malului drept sau teritoriilor controlate de Republica Moldova. Deci ar fi niște oscilații mai mici decât, să spun, ați evocat cazuri de GRFG, comparabile sau chiar mai mici. Dar costuri vor fi, pentru că nu știm cum se vor comporta anumite întreprinderi mari, cum se vor comporta în cadrul unui câmp economic nou. Domnul Serebrean, dar putem constata că din moment ce partea ucraineană a închis pe segmentul transnistrian la hotarul cu Republica Moldova, cum să zic, importul în general s-a asistat, circulația, asta a ajutat ca în albia legală să intre cât mai mult activitatea agenților de acolo? Fără îndoială. Deci tot rău cu binele lui, într-un fel. Interdependența, de fapt, este tot mai mult dependența regiunii transnistrene de Republica Moldova, de restul Republicii Moldova, a crescut exponențial pe lună și a trecut în ultima vreme. Să continuăm cu drepturile omului, care încă mai sunt frecvent încălcate. Ați spus dreptul la libera circulație. Libertatea presei. Și aici, când vorbesc de libertatea presei, pe care atunci când discut cu jurnaliștii de dincolo, ei zic nu este adevărat, ei au mare libertate de exprimare. Noi de ce nu avem acces? Dar nu au acces jurnaliștii din partea... Putem mediatiza tot ce se întâmplă în stânga. Păi asta și este ce evocăm noi. Ei spun că trebuie să fie acreditați acești jurnaliști de la noi, fiind jurnaliști străini, ei percep ca și jurnaliști străini care trebuie să fie acreditați acolo. Deci, iată, este un al doilea. Câte posturi de radio, TV sunt acolo urmărite? Problema persoanelor deținute în temnițele ilegal. Celor de la... Ei toți sunt deținuți ilegal. Dar câte nu persoane mai deținuți? Sunt acum deținute acolo? Bine, peste 2000 în orice caz, dacă îi punem și pe cei din izolatoare. Deci între 2 și 3000. E un număr mare raportat la numărul cetățenilor? Este cel mai mare număr. Apropo, ieri vorbise colegii de la Promolex despre acest lucru. Raportat la numărul populației, pe care o estimăm la cam 350.000 în toată regiunea transnistreană, este un număr mai mare de deținuți pe cap de locuitor decât la 1000 de locuitori, decât în Federația Rusă, care era notorie pentru, cum să spun, numărul de deținuți. Problema acestor deținuți este una, condițiile în care sunt deținuți în așa zisele închisori din regiunea. Dar ce li se incriminează cel mai mult? E multe ce li se pot incrimina, n-am stat să văd, foarte multe lucruri se pot incrimina, ca și oriunde. Problema însă este că cei care au decis, au dat aceste sentințe, nu aveau dreptul să-l dea. Ei nu sunt procurori și judecători recunoscuți, deci în baza căror legi s-au luat aceste sentințe. Chiar dacă era un caz de omor, să zic, da. Dar asta noi îl considerăm detenție ilegală, pentru că sentința trebuia să fie dată de un organ constituțional. Și e și o problemă cine apără drepturile acestor deținuți, da, Promolexul și mai sunt avocați care sporadic au Bine, ei acces. Se ocupă de cazuri individuale în mare parte. Problema numărului mare, adică al totalității, e o problemă politică a acestor deținuți. Deci ea trebuie tratată ca și, de fapt, întemnițare ilegală de către autoritățile neconstituționale. Da, atunci când eforturile Republicii Moldova s-au soldat cu succes că au reușit să mai scoată din aceste temnițe anumite persoane, mai mult în joc intra forța politică, să zic așa. Bine, n-au fost atât de multe cazuri, n-au din păcate, multe, de acestea. Cred că mai curând sau au fost circumstanțiale, sau au fost, dacă ne amintim de grupul Ilaș, cu o presiune externă și o înțelegere la nivel politic. Cazul Horjan îmi vine foarte greu să spun, pentru că, da, în fiecare caz este separat, dar și foarte multă circumstanțialitate în fiecare dintre cazurile astea. Dar, repet, acestea sunt niște cazuri
singulare. E vorba totuși de mii de oameni, de peste 2000 de oameni. E greu să facem distinție între dosare politice și nepolitice, pentru că ele toate, din perspectiva noastră, ar trebui să fie tratate ca fiind politice, pentru că sunt oameni întemnițați de un regim neconstituțional. Asta este o problemă pe care noi o discutăm. Este falsă impresia că despre subiectul dat nu se discută și o pot confirma și cei de la OSCE și cei de la Consiliul Europei. Întotdeauna am abordat subiectul și pe agenda grupurilor de lucru 1 plus 1 subiectele drepturilor omului au figurat. Când au fost auzite, că nu a fost o reacție adecvată la ele, e altceva. Dar în orice caz, după începerea războiului din Ucraina, s-au întâmplat anumite mutații și s-au schimbat anumite lucruri. Bună oară, preavizarea pentru trecerea frontierei Republicii Moldova, pentru așa zisele persoane cu, mă rog, funcții de răspundere în regiunea transnistreană, pentru că erau foarte multe întrebări anterior în legătură cu felul cum călătoresc în străinătate și multe lucruri care între timp s-au schimbat. Dumneavoastră acum călătoriți nestingerit sau trebuie să vă mai cereți permisiune dacă ajungeți noi într-o localitate oricum, din stânga? Anunțăm oricum, întotdeauna. Colegii mei au fost recent, au vizitat școlile din școlile românești din regiunea transnistreană, a fost ultimul sunet. Ne-am făcut un pic emoții în legătură cu felul cum va decurge ultimul sunet acolo. Vreau să vă zic că a decurs în mod exemplar și că iarăși a fost ceva inedit când la liceul Lucian Blaga s-a arborat tricolorul. Nu, acest lucru nu se permitea, a fost arborat tricolorul, s-a intonat imnul Republicii Moldova. Deci, și ne bucură faptul că numărul elevilor crește constant și că... Dar s-a ajuns să ne bucurăm că într-o instituție a Republicii Moldova s-a arborat să ne bucurăm tricolor. Pentru că sunt țări mult mai puternice decât Republica Moldova care nu reușesc acest lucru. Și Georgia s-ar bucura să vadă o școală georgiană la Suhumi, dar nu o au. Ce aud eu de la activiștii civici? Că ar trebui și poziția autorităților Republicii Moldova să fie una mai dură și că prin aeroportul internațional Chișinău să nu mai treacă cu atâta ușurință. Cine trece cu ușurință? Liderii. Cine trece ultima dată când a trecut? Cine a trecut ultima dată prin aeroportul Chișinău? Nu știu. Știți, asta este așa, când vorba deja este inerțială, pur și simplu și criticile sunt inerțiale, adică să se aducă un exemplu. Cine a trecut ultima dată? La cine se referă exact? Păi Ignatie fusese. Când a trecut? Ultima dată la păi Moscova. Păi nu i s-a interzis. Vroia să meargă păi la Moscova, atunci. Da, exact. Și asta a fost anul trecut. Da. Și de atunci nu a mai recidivat. Am înțeles, cu drepturile omului... Atât mai sunt și dreptul la educație acum pentru aceste instituții cu predare în grafie latină în baza limbii române. Și române. Pentru instituțiile cu predare în grafie chirilică ar fi de asemenea, pentru că o temă care multă vreme n-a fost abordată și care trebuie abordată și ținută în atenție este problema școlilor, cum zic ei, moldovenești din regiunea transnistreană, care sunt... cumva de interes periferic pentru Tiraspol, dar uitate și pentru sunt noi, peste 20. 20? Da, peste sunt dar 22. E formal, mai degrabă spus, că sunt școli moldovenești pentru că acolo tot se predă în limba rusă. Doar nu, în limba nu. Română? Se predă în limba română, cu grafia este chirilică, da, dar nu, școlile sunt, uite, în raionul Grigoriopol sau în raionul Dubăsari, practic toate școlile sunt în limba română. Aici este încă o întrebare a celora și care, mă rog, au dreptate atunci când spun cu ce ocazie regiunea transnistreană merită un statut deosebit, de exemplu, de raionul Jedinec sau de raionul Ocnița, pentru că, bunoară, raionul Grigoriopol, procentul populației moldovenești, românești, este mai mare decât în raionul Briceni sau în raionul Ocnița. Da, am fost la Mălăiești cu scriitorul Vladimir Beșleagă și am discutat cu localnici de acolo și majoritatea dintre ei se arătau așa, într-un fel, mulțumiți că au această posibilitate să învețe în instituții unde limba română
nu da, e izgonită. Sigur că pe noi ne-ar bucura ca liceul de la Grigoriopol, unde este directoare doamna Cercavski, Eleonora Cercavski, să se poată întoarce la Grigoriopol, pentru că acum el funcționează la Dorotskaya și este și o problemă logistică permanentă pentru copii, pentru direcția școlii. Deci asta este următorul punct pe, dacă vreți, pe agenda noastră în domeniul educației. Liceul Evrica de la Râbnița și liceul de la Grigoriopol să-și recapete proprietățile și să funcționeze în mod normal. Dumneavoastră ați spus că a început să crească numărul copiilor care pot să facă studii în aceste instituții cu predare în grafia latină. Părinții își dau seama că viitorul... Inclusiv părinți vorbitori de limbă rusă. La Tiraspol și la Bender îmi spuneau directoarele că sunt tot mai mulți copii vorbitori de limbă rusă. Și e o mai mare toleranță lucru... față de activitatea acestor școli sau ele sunt considerate ca instituții de prestigiu unde se crede că... Trebuie să spun că eu n-am avut asigurat. în ultimul an și jumătate n-am avut probleme mari. Adică cum, au fost întotdeauna niște probleme tradiționale, dar marile probleme cu care s-au confruntat predecesorii mei. Și îmbucurător a fost faptul că școlile n-au fost folosite niciodată ca instrument de presiune sau ca monedă de schimb, pentru că ar fi fost laș. Și m-a bucurat faptul că nu s-a recurs la astfel de Dar noi am vorbit cu mai multe ocazii despre problema care apare, că majoritatea din aceste instituții plătesc arendă. Da. Și banii se duc în fondul acestei regiuni. Și dacă e să facem trimitere la ceea ce spun directorii de acolo, managerii sau profesorii, ei spun că și aceasta ar fi o nedreptate pentru... Este o nedreptate în cazul Râbnița sau în cazul Grigoriopol. Bun, ei nu plătesc cu arendă pentru că vin la liceul din Dorotskaya. Dar, sau, bun, Corjova are propria încăpere. Dacă li s-ar reîntoarce încăperile pe care le-au avut, bun, cel de la Râbnița, din păcate, este într-o stare deplorabilă și va fi nevoie de injectarea unor fonduri pentru ca el să fie reabilitat, dar, mă rog, trebuie să avem certitudinea că el este retrocedat în proprietatea instituției, ca să fie găsiți bani pentru reabilitarea lui. Ce ați spus dumneavoastră data trecută, că e nevoie, poate, să se insiste mult pe ideea creării unui fond în care ar veni sprijin din exterior ca să se pună umărul la o mai mare apropiere, grad de încredere, sporirea gradului de încredere între cele două maluri ale Nistrului. Bine, există deja, așa zisele, CBM-uri, măsuri de edificare a încrederii, în care vin bani și din Uniunea Europeană și de la Națiunile Unite și din partea altor donatori. Impactul pe alocuri a fost bun, pe alocuri mai puțin vizibil poate, dar atunci când va fi vorba despre integrarea propriu-zisă, tehnică a regiunii, sigur că va fi vorba mult mai mult decât atât, adică de un fond de reintegrare care va însemna nu doar o contribuție externă, la care și Republica Moldova va trebui să se gândească, adică și o contribuție internă. Pentru că foarte multe lucruri vor trebui ajustate, reajustate, trebuie să ne gândim de asemenea la o presiune socială care va fi. Regiunea Transnistreană este o regiune cu o populație îmbătrânită, rata, să zic așa, de îmbătrânire a populației pare să fie mai mare decât în restul Republicii. Și asta ar fi o povară socială? Și asta va fi o povară suplimentară, pentru că, bun, sunt pensii de achitat, sunt sigur că da. Dincolo de faptul că va trebui o echilibrare a celor două sisteme economice. În partea stângă a Nistrului, lumea s-a deprins cu un anumit preț la energie electrică, la carburanți. Asta va fi, de asemenea, o lovitură, dar le luăm în calcul cum să fie amortizate. Dar, sincer, să ne spuneți astăzi, totuși, atitudinea partenerilor externi e alta decât a fost, să spunem, 5 ani în urmă. Și ținem cont și de cele ce s-au discutat la acest summit găzduit de Republica Moldova, se focusează acum și pe problema transnistreană partenerii Republicii Moldova? Sigur că Republica Moldova este privit cu totul altfel
în momentul de față, adică nu putem compara acum 5 ani, nici chiar acum 2 sau 3 ani. Războiul a schimbat foarte multe, comportamentul Republicii Moldova a schimbat foarte mult, adică avem foarte multă admirație pentru felul cum am gestionat multe lucruri, inclusiv de politică externă și inclusiv pe interior, pe dosarul transnistrean de securitate și așa mai departe. Interesul pentru Republica Moldova e mare, prin ricoșeu, prin definiție, este și mai mare interesul pentru dosarul transnistrean, deși cu atenție și cu prudență, pentru că nimeni nu-și dorește un nou focar de tensiune și de instabilitate. Dar rămâneți la părerea că problema transnistreană e cea mai ușor de rezolvat, pentru că se credea că Armenia cu Azerbaijanul ar putea repede să ajungă la un compromis și să rezolve conflictul înghețat și acolo. Bun, el a fost destul de dezghețat, conflictul din Karabakh, și putem spune că el practic a fost soluționat în proporție de 70-80%. De ce îi dețin întâietatea, să zic așa? Da, în momentul de față rămâne doar problema acestei mici enclave de 3.000, în jur de 3.000 de kilometri pătrați și problema populației armenești. Iarăși, nu, e greu să ne luăm acest fel de competiții, cine și cât de repede poate avansa în cazul dat. Cele două dosare chiar că nu pot fi comparate, dacă în cazul cu Abhazia sau Osetia de Sud comparația încă poate fi făcută. Subiectul neutralității Republicii Moldova în contextul actual de securitate regională este mult discutat. Să aflăm o părere a dumneavoastră. Cum credeți că ar trebui Republica Moldova să insiste pe viitor, să rămână stat neutru, dar că chiar Rusia este țara care încalcă cel mai mult acest statut de neutralitate, să avanseze dialogul cu Alianța Nord-Atlantică, ce să facă Republica Moldova ca să împace în primul rând spiritele aici pe interior, pentru că știm ce arată sondajele de opinie, deși acum e în creștere numărul cetățenilor care cred că Moldova are nevoie la modul cel mai serios de o umbrelă de securitate și această umbrelă de securitate poate fi NATO, mai cu seamă că Ucraina insistă inclusiv la summitul de la Vilnius să ceară o cooperare mai strânsă și să nu uite că Ucraina vrea acest statut de țară membră NATO. Bine. Direcția pe care o vom lua în acest sens sigur că va fi discutată în alt cadru și de persoanele care au competența să-și dea cu părerea pe dosarul dat. Părerea mea este că neutralitatea s-a invalidat ca și concept odată cu acest război din Ucraina. Am văzut foarte bine că neutralitatea tradițională care existase în Europa timp de fix două secole după Congresul de la Viena, nu mai funcționează. Inclusiv Austria, inclusiv Suedia, Elveția, Finlanda chiar a cerut, adică a devenit parte morală a acestei lumii euroatlantice. Și aceste țări votează în foruri internaționale, inclusiv ONU, foarte decis împotriva agresiunii și se plasează foarte clar de partea cuiva. Deci nu putem să spunem că politic, în momentul de față, există o neutralitate. Nici economic nu mai există. Chiar și Elveția, și Monaco, și Liechtenstein, toate aceste țări declarate neutre și recunoscute internațional, pe plan internațional, spre deosebit de noi ca fiind neutre, au aplicat și sancțiuni economice Federației Ruse. Deci neutralitatea, cum să zic, în sensul ei clasic, nu mai există. Și chiar pe final, de ce e nevoie să amintiți de atâtea ori că acest conflict transnistrean va fi rezolvat exclusiv pe cale pașnică? Oare cineva mai pune la îndoială că acest conflict nu poate fi soluționat doar pe cale pașnică? Cum zic englezii, just in case, adică ca să nu fie niciun fel de îndoieli, iluzii, pentru că în partea stângă a Nistrului, dacă deschideți presa, și sunt convins că dumneavoastră o urmăriți, presa de dincolo, cu fiecare ocazie, omologul meu de dincolo sau, mă rog, chiar jurnaliști, elita, așa zisă elita de acolo, conving
opinia publică din regiunea transnistreană, dar și o parte din cei din partea dreaptă a Nistrului, de pe malul drept, că Republica Moldova îi intenționează să aplice forța pentru soluționarea conflictului transnistrean. Liderii politici din partea dreaptă a Nistrului, dar au folosit acum două luni, deci mi-ați să mă întrebați de ce este nevoie. În replică sau în răspuns la acest fel de afirmații. Securitatea spațiului informațional de acolo e în vizorul autorităților Republicii Moldova? Cred că da. Dar pârghii puține, mijloace și mai puține, convingere aproape deloc. Convingerea cui? Convingerea celor care dirigează, să zic, cele procese din stânga Nistrului și că practic nu prea acceptă alte surse de informație. Da, asta da, bruiază, sigur că da, bineînțeles că este un monopol asupra informației. Iată, dacă s-ar elimina acest monopol, credeți că cetățenii de acolo ar înțelege mai bine încotro Republica Moldova? Un pic mai bine, fără îndoială, adică nu putem în niciun caz neglija faptul că presa joacă un rol foarte mare în formarea opiniei publice. Eu cred că totuși uneori noi exagerăm rolul presei în formarea opiniei publice. Memoria în mare parte este cea care adunată în timp, experiențele în timp, ori ceea ce spune presa o zi, o lună, nu este suficient pentru a forma sau a deforma opinia publică. Ceea ce a spus timp de 30 de ani sau 50 de ani necesită tot 20, 30 și 50 de ani ca să fie demontat. Deci este nevoie de timp foarte mult. Deci dacă cineva crede că după ce timp de 50 de ani, iar în cazul regiunii transnistrene timp de 100 de ani aproape, că s-a spus un anumit lucru și vom reuși să demontăm printr-un miraculos proiect de pătrundere a presei timp de o lună, sigur că greșește. Sigur că va fi nevoie de mult mai mult timp de reintegrare, cum să spun, morală, psihologică și politică a celor două maluri. Și poate că asta va fi cel mai complicat proces de reintegrare. Da, ce vă propuneți să discutați la întâlnirea 1 plus 1? E o agendă destul de largă. Am spus deja, este și problema agricultorilor și problema drepturilor omului inclusiv figurează și problema mediului figurează. Deci sunt mai multe aspecte. Mulțumim foarte mult pentru prezență la Vocea Basarabie, vocea care ne unește. Amintim celor care au urmărit această ediție a emisiunii Puncte de Reflecție. Astăzi l-am avut invitat pe domnul Oleg Serebrean, care este vicepreministru pentru reintegrare. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Toate bune, pe curând!